Dacă ai venit pe lume la 14 martie, ești înzestrată cu o varietate de talente ce adesea depășesc conceptele tradiționale. Visătoare și distrugătoare a canoanelor, generezi idei inovatoare și creezi planuri impresionante pentru viitor. Caracteristica ta principală este logica intuitivă. Aceasta se dezvoltă dintr-o combinație a modului științific de gândire și temperamentul artistic. Deschisă la cele mai diverse opinii, nu tragi niciodată concluzii fără a verifica mai întâi faptele. Înainte de a face orice judecată, examinezi toate aspectele problemei, apoi verifici cu atenție rezultatele. Ești un cercetător cu o fundație științifică aleasă. În mod obișnuit, cauți să te înțelegi prin atitudinea față de ceilalți. Poziția ta reală în familie sau într-un grup social este extrem de importantă pentru tine, deoarece determină în mare măsură structura muncii tale zilnice. Totuși, tema relativității nu are niciun impact asupra vieții tale, așa cum ar putea afirma mulți astrologi sau numerologi. De fapt, tu ești gata să îți schimbi punctul de vedere, dacă nu se potrivește cel puțin într-o oarecare măsură altora. Pentru tine, respingerea deciziilor tale este un fenomen complet anormal, care nu merită să îi fie acordată atenție. Și chiar și când aderi la un set stabilit de principii ale vieții, te poți întoarce cu ușurință la 180 de grade dacă apar împrejurările corespunzătoare. Dacă alții te numesc relativă, eu te numesc adaptabilă, iar conform teoriei darwiniste, adaptabilitatea este cheia evoluției. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: delicatețe, spiritualitate, flexibilitate, romantism, dorința de a ajuta, versatilitatea, credința. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine, totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii. Așa că ar trebui să fii atentă, sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de critică, precum și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. Ești talentată, dar nu ca și alte persoane. Ai o imaginație foarte dezvoltată, ești mereu cu capul în nori, îți place să construiești castele în aer și planuri, să inventezi lucruri neobișnuite, astfel încât ești un inovator original care distruge concepțiile învechite. Ești logică, dar nu rațională, în același timp ești generoasă și dotată cu gust artistic. Tu nu te grăbești niciodată cu concluzii, preferând să colecteze informații pentru o lungă perioadă de timp și să le reverifice de mai multe ori.
Ești gata să asculți o varietate de opinii și să le integrezi în propria ta înțelegere a problemei. Tu nu ești predispusă la etichetarea rapidă, chiar îți verifici concluziile de mai multe ori. Tu poți să ții în evidență mai multe avioane în același timp, fie ele emoționale, fizice sau spirituale. Tu monitorizezi constant modul în care relațiile se dezvoltă între lumea personală, interesele aici și acum, și lumea universală, principii permanente, imuabile. Tu crezi în anumite adevăruri absolute, cum ar fi existența lui Dumnezeu, dezvoltarea progresivă a științei și umanității, dar în același timp poți lupta toată viața încercând să-ți definești scopul, sensul vieții etc. Tu ești de acord că și cele mai simple lucruri pot fi văzute din diferite unghiuri și adesea consacri o mulțime de timp pentru a găsi unghiul cel mai acceptabil pentru toată lumea. Din moment ce dorești să rămâi independentă și, de obicei, nu te grăbești să te asociezi cu un grup, ar trebui să fii atentă la faptul că nu te înșeală lucrurile non-credibile. Și totuși, ai un minunat simț al umorului și nu te temi să-ți exprimi opinia în mod direct, deși cu precauție rezonabilă, în prezența unor străini găsești că este mai bine să rămâi tăcută. În viața privată, te străduiești să fii deschisă, întreprinzătoare și tolerantă, deoarece știi că cineva poate avea dreptate într-o anumită situație, dar nu într-o altă situație, și că ar trebui luate în considerare toate perspectivele posibile. În același timp, ai tendința să faci un idol dintr-o persoană pe care o iubești, dar nu poți sau nu știi cum să realizezi reciprocitatea. Din acest motiv poți avea probleme în a fi neserioasă cu familia ta. Poți avea tendința de a te bucura de plăceri, ca urmare a faptului că o persoană suferă prin vina altcuiva. Ești însă capabilă să recunoști atât similitudinile, cât și diferențele dintre toate sferele vieții. Nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități, ești compasională, adaptabilă, feminină, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicile tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 14 martie soarta ta? Pe tot parcursul vieții simți favoarea forțelor superioare pentru tine însăți, o creștere a esenței tale puternice sub patronajul planetelor. Ești foarte talentată, înzestrată, în timp ce există riscul ca odată ce ți-ai folosit talentele în mod incorrect, poți pierde în zadar bucurile sufletului, ale energiei și talentelor. Pentru tine este foarte importantă poziția pe care o ocupi în familie sau în societate. Dacă părerea ta nu coincide cu opinia altora, o poți schimba drastic în orice moment. Pentru a evita neînțelegerile și pentru a-ți păstra impresia favorabilă, ești întotdeauna gata să faci compromisuri. Tu întotdeauna pregătești căi alternative de retragere și eviți categoric disputele. Între timp, lucrurile elementare sunt privite de tine din diferite părți și, în același timp, găsești întotdeauna o opțiune care se potrivește tuturor. Cu toate acestea, ai propriile tale principii de viață și adergi constant la ele. Poți păstra o sferă emoțională, fizică și spirituală intactă. Întotdeauna îți potrivești interesele tale personale cu principiile permanente. De-a lungul vieții tale, ești ocupată în căutarea scopului tău, sensul existenței. Ești independentă, nu te grăbești să te conectezi cu niciun grup de oameni, în legătura cu care trebuie să depui eforturi pentru a nu părea că ești un pustnic. Influența zodiei justifică dorința de a-ți respecta propriile interese personale, în primul rând, opunându-te dorinței de a dispărea pentru totdeauna în echipă, căutând o libertate completă. Totuși poți fi percepută ca fiind arogantă și că nu ai încredere în sine, deși în zadar, pentru că în realitate tu ești sinceră și prietenoasă. Te distingi printr-un excelent simț al umorului,
al întreprinderii, al bunătății și al deschiderii, exprim cu ușurință punctul tău de vedere, dar, totuși, prefer să taci într-o societate necunoscută pentru a nu strica opinia despre tine însăți. Tu foarte rar faci greșeli, deoarece ești un psiholog bun, ești bine pregătit în oameni, iar opinia fiecărei persoane este importantă pentru tine. De la naștere ursitoarele te-au înzestrat cu un mare potențial, datorită căruia poți obține multe în viață, însă depinde numai de tine însăți. Tu nu ar trebui să te bazezi pe ajutorul din afară și să muncești foarte mult, să manifesti hotărâre și perseverență, să nu-ți fie frică să iei decizii și să nu încerci să eviți responsabilitatea. Dragoste și compatibilitate. Trebuie să te temi de cum să nu treci prin iubirea adevărată. Ești întotdeauna tolerantă față de neajunsurile oamenilor apropiați, înțelegi că într-un caz poți avea dreptate, dar nu și în celălalt caz. Uneori idealizezi pe cei pe care îi iubești, poți fi prea frivol în relațiile personale, fără a considera familia ca fiind ceva important. Poți mușca momeala hedonismului și plăcerilor senzuale, uitându-te de datoria ta față de cei dragi și provocându-le mari suferințe. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, Scorpion și Taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum Berbecul, Gemenii și Leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Este extrem de important ca alți oameni să te trateze corect, bazându-te pe locul tău în societate, pe calitatea, cantitatea de contacte sociale, îți construiești comportamentul și munca. Ești gata să-ți schimbi principiile, comportamentul și punctul de vedere dacă tu crezi că alții nu te plac. Îți poți schimba de multe ori decizia și punctul de vedere și nu consideri aceste lucruri rușinos sau surprinzător. Tu monitorizezi în mod constant oamenii apropiați și pe cei care se află la o anumită distanță de tine, analizezi răspunsul lor la principiile și ideile exprimate și, dacă observi dezaprobarea sau respingerea, îți corectezi imediat opiniile. În acest caz, ești preocupată de găsirea sensului vieții și a locului tău în ea. Tu încerci să privești fenomenul din mai multe puncte de vedere simultan și, în final, să alegi punctul de vedere care se potrivește cel mai bine. Sănătate și boli. Tu ai ordine în dragoste, curățenie și economie, în tot ceea ce faci, aceasta este modul în care diferi de peștii clasici. Ești foarte interesată de medicină, de studiul bolilor, de droguri. Tu nu stai deloc și nu faci decât un pas către cei apropiați, ești îngrijorată dacă tușești sau strănuți și ești gata să mergi la doctor în caz de răceală ușoară, necesitând consultarea unui număr de specialiști. Cu vârsta pot să apară probleme cu vasele sanguine, adesea la picioare. În ceea ce privește gătitul, îți place să gătești și să știi cum să faci aceste lucruri ca un bucătar profesionist, încântând întreaga familie în fiecare zi. Prin urmare, bucătăria pentru tine nu este doar una dintre modalitățile de a-ți exprima creativitatea, eul, ci și centrul întâlnirilor de seară de familie. Dar cu sportul ai o relație dificilă, este foarte dificil pentru tine să te forțezi la exerciții în mod regulat. Maximul pe care îl poți face, înotul odată pe săptămână și mersul pe jos, dar și asta este mai bine decât nimic. Soarta și norocul. Universul te-a înzestrat cu generozitate în talente. Vibrațiile zilei sunt de așa natură încât ele întăresc toate calitățile pozitive ale personalității tale. În momentul nașterii,
steaua norocului s-a aprins pe cer, zeița Fortuna a venit la căpătâiul tău, dându-ți cu generozitate energia succesului, a fericirii și a bunăstării, dar depinde mult de tine. Ursitoarele te-au lăsat să alegi calea singurătății, să depășești în mod constant obstacolele și să-ți cheltui energia în luptă. Poate tot atât de important este marele potențial inerent din tine pe care să-l folosești în beneficiul tău și al altora. Sfaturi pentru tine. Tu iubești să stai deoparte și să ieși în evidență. De aceea, trebuie să te asiguri că nu te vei confunda cu oamenii suspecți, aroganți sau neospitalieri. Ești de obicei salvată prin simțul umorului și veseliei, precum și de sinceritate. Cu străinii te porți cu precauție. Fii mai exigentă cu tine însăți în privința propriei evoluții. Transformă-te în cea mai bună persoană care poți fi. Ai grijă să nu-ți reții dragostea față de anumiți oameni în timp ce o irosești cu alții. Încearcă să te familiarizezi cu anumite principii de bază, precum dragostea. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.